clip bonus! Vă ziceam și pe Instagram că am fost la cumpărături și am cumpărat foarte multe lucruri și conform aplicației Lidl, acest clip nu este sponsorizat, deși ar fi bine, am luat 71 de produse și a costat 15 lei și 71 de bani. Ar fi putut costa mai mult, dar am avut un cupon care ne-a dat 2 lei reducere la cașcaval, deci suntem bine. Hai să vă arăt ce am cumpărat. Am cumpărat chestii și pentru weekendul ăsta. În momentul ăsta este sâmbătă, voi o să vedeți clipul tot sâmbătă, deci dar și pentru timpul săptămânii, vedem cum ne ajung lucrurile. Ideea e că n-am mai fost la Lidl să cumpărăm atât de multe chestii de ceva timp. Ok, am luat niște spaghete, n-am neapărat ceva în plan cu ele, dar am luat și un sos, o să vedeți, și nu se știe într-o seară, că nu știm ce să mâncăm. Pac, fire, paste, pui sosul peste și e super ok. Șervețele pentru bucătărie, îmi plac foarte mult astea la sul și ne țin o grămadă, pentru că încerc totuși să nu folosesc super multe, folosesc și cârpele clasice care se spală și sunt mai bio. Hârtie igienică umedă. Așa, și o să fie chestiile noastre clasice plictisitoare, dar nu o să fie doar asta. Cineva afară claxonează isteric, îmi pare rău. Bun, la capitolul chestii clasice, iaurturi de mic dejun pentru Andrei. Știi și tot pentru el, salatele astea de ton, care îi plac foarte mult. Și le mănâncă tot la mic dejun, nu? Tot la mic dejun mănânc salatele astea. Așa, iaurt grecesc, vrem să facem niște gyros, nu gyros, șaorme de casă. Da, și am luat iaurt grecesc pentru că vrem să facem sos de usturoi cu iaurt grecesc, bun. Tortilla, am găsit așa, e singura variantă, sunt tortilla integrale, sunt 6 bucăți. Așa, am luat niște chipsuri dacă tot e weekend și cred că singura chestie de ronțăit, le-am văzut de data trecută pe astea cu gyros. Din săptămâna grecească, data trecută luasem cu aromă de tzatziki, au fost ok, au fost bune și am zis să luăm și astea cu gyros, care bănuiesc să vă fi ok, imaginez că au ceva condimente de astea mediteraneene. Încă un iaurt, când mai dau de iaurturi și de salate de astea o să le pun pe masă, nu vi le mai zic din nou. Am făcut cadru un pic mai mare de data asta, nu știu, văzând atât de multe cumpărături, mă gândeam, zic, până la finalul clipului o să se umple tot cadru și am zis să-l fac un pic mai mare. Am luat o zacuscă cu ciuperci, asta așa, la fel, pentru o zi în care nu știm ce să mâncăm, e vară, oricum nu prea e chef de gătit, deși noi avem de gând să aprindem și cuptorul. Am luat o franzelă de asta super basic, pentru că vreau să-mi fac tegănele dimineața asta, sau mâine, nu știu, încă mă gândesc. Ceapă verde, am luat susan din asta super bun, am mâncat de foarte mult timp. Mie mi-aducea un prieten la facultate, mâncam în fiecare zi. Sunt, uite, așa subțiri de susan și super gustoase, cu miere, cred. Așa, o conservă de fasole, de fapt două. Sunt multe conserve pe aici. Să ridic sacoșa în brațe, pop, așa. Bun. Așa, sosul ăsta eu nu am fost de acord cu el, da, deci e un sos de usturoi, de fapt sos de maioneză cu usturoi, dar poate să mănânc și eu puțin din el, nu știu. Tot pentru shawarma ne-am gândit noi, da, mai mult, el. Te dau de gol aici pe YouTube, m-auzi, da? Nu m-ai auzit? Mai bine. Așa, șervețele, mi s-a părut interesant modelul ăsta cu, nu știu ce sunt ăștia. Dar am luat numai așa, acum că mă uit la ele, nu sunt cele mai drăguțe modele, dar măcar e ceva diferit. Șervețele cu 3 straturi. Am avut zilele trecute niște alergii crunte și am consumat toate șervețele care erau în casă, de am ajuns să folosesc hârtie igienică pentru nas, știu. Foarte drăguț. Ton. Asta e ton. Normal, n-am găsit tonul pe care l-am noi de obicei și l-am luat pe ăsta, dar nu e foarte... E mai faină la ulei. Sau la pe care l-am noi la pachet de 3. O mozzarella. O sticlă de ulei. Se întâmplă rar să luăm ulei, dar vrem să facem cartofi prăjiți. Am luat și un parizer. da, recunosc că mi-e poftă și mie și lui și am luat și o să mâncăm acum cu muștar la micul dejun de la ora 12. Ăsta este sosul pe care l-am luat, nu zice ceva. Eu am tot luat sosuri de genul ăsta și mi s-au părut mereu bune din astea, italiano. Ăsta este sos de roșie cu bacon afumat, dar sigur l-am mai avut și a fost ok. Mai adaug grana padano și super ok. Am luat castraveți. Am luat castraveți murați de ăștia mici. E ok? Bun, deci am luat castraveți de ăștia mici murați tot pentru shawarma gyros. Am văzut că se termină bateria și acum sunt stresată. Ok. Și suntem abia la început, teoretic. Am luat o ciocolată din asta cu lapte pentru ovăz. De data asta am luat-o pe asta așa mai subțirică. Să
vedem cum o fi, și altul 100 de conserve cu și de ton. Ai luat ceva conserve. Să le pun aici. Eu să împing cumva cumpărăturile că mă depășesc. Se mai repetă unele chestii, o să vedeți. La fel, șervețelele. Am luat niște condimente pentru cartofi. Am citit ingredientele și mi s-au părut interesante. Sare, ceapă, ardei gras. Asta cu ardeiul gras nu prea mă leșină. Semințe de coriandru, chimion, zahăr, măghiran, frunze de fenicul, cimbru de grădină, semințe de fenicul, ardei iute, chili și piper. Și se aude ceva picurând de aici de la centrală, nu știu ce se întâmplă. Am luat un sos de soia pentru că nu mai aveam un frigider. Și nu se știe niciodată. După aia am luat usturoi pentru gătit, un ketchup, pentru că în momentul de față avem un ketchup foarte trist în frigider și am luat din asta de la Tommy. Eu oricum nu sunt foarte mare fană ketchup, adică nu... Pare că tot mi se pare că am gust nasol, dar uneori, nu știu, cumva merge. Am luat o Fanta pentru mine, mi-aș fi luat un cidru sau ceva, dar sunt pe antibiotice și nu pot să beau alcool, așa că mi-am luat un suc, o Fanta. Doamne, dacă le pun aici, nu pot să le pun la infinit. Castraveți. Evităm să luăm pungi pe cât posibil. Am găsit treburile astea pe care mi le-ați recomandat și voi când mă plângeam că vreau Reese's Pieces și acum cu ocazia vacanței. Știți că mi-am luat din Bulgaria niște Reese's Pieces, le-am adus, între timp s-au și terminat, dar la fix le-am găsit pe astea. Și sunt curioasă cum o să fie. A, văd că s-a îmbalat individual și sunt una, două, sunt câteva, văd. Pe ele nu scrie câte sunt, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nu stai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a, sunt 7, dar din seara mi se pare că miros un pic diferit, să vedem. Eu le mănânc și așa ca și gustare, dar pe ultima am pus-o în ovăz de dimineață și a fost bun, așa cum știți, scorțișoară, yummy. Mă gândesc că o să fie ok, dar nu cred că o să se compare cu Reese's Pieces originale. Cartofi din ăștia congelați, n-am găsit cartofi ok la Lidl și știu că ăștia nu ne-au leșinat, adică ce știu că nu mi-au plăcut la fel de mult ca și cartofii obișnuiți, dar foarte bun e că nu trebuie să-i cureți. Da, și weekend nu vrem să depunem prea mult efort și așa ne-au cam epuizat căldura și cumpărăturile astea. Jeleuri, care nu sunt pentru mine, dar sunt amuzante, că cu crocodili colorați. Așa, ouă bio, doamne, sper că sunt în regulă ouăle astea. Ok, par bine. Mâncare pentru pisici. Din asta de care luăm tot timpul când ajung la Lidl, că doar de asta au. Am riscat un pic și am luat aceste... Am riscat enorm, dând 12-13 lei. Dar mă refer că astea sunt niște înghețate sandwich. Și mie îmi plac foarte mult înghețate sandwich în general. Dar problema este că unele au biscuitele astea foarte tare cumva. Biscuitele trebuie să fie un pic moale ca să pusă în mușca lumea. Și dacă e tare, e nasol, nu știu, nu pot să-mi dau seama. A, pare moale, oh my god. Da, și e destul de mititică, deci e în regulă. De obicei, înghețatele sandwich pe care mi le mai au eu de la Rom sau de la ce firmă mai sunt și mai îmi plac, sunt mai măricele, deci e ok. O să mă rezum doar la una, e în regulă. Cu ciocolată și vanilie, mi-aș trebui să fie doar cu ciocolată, că înghețata de vanilie mi se pare foarte boring, dar vedem. Telemea de oaie, știu că am luat chiar două, trebuie să fie pe aici. Salată de vinete. Așa, ce mai avem pe aici? Asta că ridic sacoșa. Conserve de porumb. Deci am luat conserve, doamne, o grămadă. Stați așa că pot. Opa, așa. Bun. Cașcaval la ăsta am primit reducerea de 2 lei. Sunt foarte fericită. Glumesc, să știți, da? Glumesc. Ok. Lapte? Pe care nu știu pe unde să-l mai pun. Ah, am luat și eu treaba asta. Crispy Fried Onions. Am auzit de ele de vreo 2-3 ani, tot aud de ele, îmi ridic o bustieră, scuze, că ar fi faine și m-am gândit, dacă tot facem shawarma, hai să le luăm să vedem cum o fi, dacă se potrivesc. Aici pe ele e ilustrat un hot dog. Miroase bine. Eu zic că o să fie bun și că o să meargă, o să ne țină probabil ceva timp, dar... L-am mai văzut așa prin de-a lungul timpului, dar n-am luat niciodată, cum mă gândeam, zic, la ce-l folosesc, dar acum cu ocazia asta eu zic că e bine. Niște ceafă de porc fără os, pe care vrem să o facem la cuptor. Abia aștept să fie foarte cald, să fie mai mult de 27 de grade cât sunt acum în bucătărie. Așa, am mai luat niște roasted red pepper, să știați, foarte bun și mâncăm imediat. Doamne, s-au umplut masa asta, voi vedeți. Așa, niște măsline negre.
cu sâmburi, bănuiesc, nu știu, și foarte mulți, nu știu că să ridic sacul și casa, că mi-e teamă că se rupă, cartofi dulci. Sunt aici, nu știu, 3 kg, habar n-am. Foarte mulți o să iasă, nu știu dacă avem o tavă atât de mare încât să încapă toți. Hai că vedem. Ok, am luat așa, în a treia sacoșă și ultima, un broccoli și o conopidă pe care încerc să o ridic, stați așa. Ghiciți ce o să facem cu ele? Da, o să fac eu mâine conopidă cu broccoli la cuptor, cu tot felul de brânzeturi, chestii, abia aștept, cu ouă, foarte bun este. Ne place mult și merge mâncată semi-rece, totuși trebuie un pic trasă la tigaie după când vrei să o mănânci. Grana padano. De la asta mi-a venit ideea să facem shawarma, kebab de pui cu sos de usturoi, nu știu, să vedem. Ah, sosul de usturoi separat, oh my god, ok. Haideți că văd că bateria rezistă. Salată, doamne, viața ta salată s-a strivit, deci... Așa, am văzut roșiile astea pe care scrie că sunt roșii de grădină și am zis să încercăm și noi una. Măi, sper să fie bune, nu știu. Am mai auzit că roșiile astea care arată așa sunt foarte gustoase și îmi și imaginez roșie gustoasă cu brânză. Și am luat și niște roșii care nu sunt roșii din astea, dar care și astea par ok. Vom vedea. V-am zis că au schimbat sacoșele la Lidl, nu știu care e treaba, dacă tot din astea biodegradabile sunt. În fine, un alt iaurt, oh my god, ce e aici? O să cadă? Mai o să cadă? Aflăm. Zici că e turnul din pista aia, cât eu. Ok. Mi-am luat afine, sunt foarte fericită, le-am găsit un pic reduse. Deci săptămâna asta o să mănânc porici, bine de tot, cu afine, delicios. Am început eu să-mi fac o văză acasă, nu știu dacă v-am arătat în vreun vlog. Dacă eu o să vă filmez într-un vlog viitor, să vă arăt care e rețeta mea foarte complicată de porici. Nu e complicată deloc. O bere, încă o conservă de porumb, pentru că nu erau suficiente conserve, un sos piri-piri, sos picant cu ardei iute. De-a lungul, știți că eu nu mănânc deloc picant, e bine, Andrei mănâncă picant și în general eu îl încurajez să-și mai cumpere câte un sos, câte o chestie ca să-și condimenteze mâncarea, pentru că evident gătim la comun, mâncarea gătită la comun nu e picantă, dar dacă el preferă așa, ar fi bine să-și adauge mâncare ca să na, se simtă și el bine, domnule. Dar de-a lungul timpului a tot luat sosuri din astea picante care erau cumva pentru gătit, adică erau așa mai acre și nu le folosea și na, cumva era dezamăgit și am zis să-l încercăm și pe ăsta. Nu știu dacă am mai luat, dacă n-am mai luat, când mă gândesc la... Ok, au leșinat. S-a speriat și micuț. E totul bine, micuț. Așa. Când mă gândesc la sos piri-piri, imaginez un sos pe care îl pui tu la final pe mâncare, nu cu care gătești, deci n-ar trebui să fie acrișor. Rămâne de văzut. A doua tele mea de oaie. Eu sunt mare fană brânzeturi și lactate, aparent. Adică nu sunt așa mare fană carne pe cât sunt fană a lactatelor. Și am mai luat un desat de ovăz, deși mai e cam... mai e din celălalt. Am zis să nu rămân fără, dacă tot am luat afine și Reese's Pieces și alte chestii pe care vreau să le folosesc în ovăz. Și astea au fost cumpărăturile. Sper că v-a plăcut acest clip bonus, să aveți un weekend superb, să vă feriți de căldură, să stați, nu știu, la aer condiționat sau abar n-am. Poate unde sunteți în pădure, în camping și stați acolo la răcoare naturală. Dacă e așa, mă bucur pentru voi. Vă pup și ne vedem mâine cu un daily vlog, să vedeți ce mai facem.